Acesta este un mesaj foarte scurt pe care vreau să-l transmit pe această cale. Acest mesaj va merge clar către persoanele care au avut parte de această experiență. O să spun în felul următor: faptul că de curând se petrece ceva în viața ta, se petrece ceva destul de ciudat pentru tine, destul de neobișnuit. Are legătură cu visele, are legătură cu tărâmul nevăzut, cu tarotul, cu runele cu magia, ceva de genul acesta, dar parcă se întâmplă un shift la tine în momentul ăsta. Și nu prea înțelegi ce se întâmplă. Care e ideea? De ce se întâmplă? De ce am visele astea? De ce trăiesc momentele astea? Mai mult decât atât, cred că ți s-au oferit niște semne foarte puternice în această perioadă. Da? Mm. Avem prima carte, Dreams, Mare importanță să dai în acest moment la visele tale. Poate aveți vise din alte vieți. Poate sunt vise legate de Egipt, de catedrale. Asta pentru că sufletul tău înseamnă că trece la un alt nivel, trece la poate merge către această conștiință cristică și bineînțeles că parcurge practic aceste etape, mai mult decât atât s-ar putea să visezi, nu știu, persoane din trecutul tău sau persoane pe care chiar n-ai apucat să le cunoști, dar care fac parte din arborul tău genealogic și vin să te atenționeze sau să îți spună practic despre această schimbare, acest shift energetic major pe care tu îl faci în momentul ăsta. Avem tarot, guidance, poate să ceri chiar ghidare prin cărțile de tarot, și dacă ai cărți de tarot acasă, te sfătuiesc într-adevăr să le consulți dacă nu apelează la cineva de specialitate care poate să te ajute în situația asta pentru că eu simt că tu vei primi niște mesaje importante prin cărțile de tarot. Eu nu fac citiri private momentan, deci te poți orienta către altcineva care te poate ajuta, însă eu cred că primești niște mesaje care vor conta foarte mult pentru tine. Și apoi avem aceste rune, perception, ceea ce înseamnă că se schimbă foarte mult percepția ta. Și în primul rând, începe cu tine. Deci toată această transformare începe de la tine și cu tine. Se schimbă felul în care te vezi, se schimbă felul în care îi vezi pe cei din jur înveți sau ai învățat deja ce este de fapt uh, concret în viața ta, pe ce să uh, dai uh, importanță, ce contează de fapt în viața ta și ce trebuie eliminat din viața ta. Și bineînțeles că toate aspectele astea nu sunt ușor de dus, da? O să-ți mai extrag câteva cărți clarificatoare Pur și simplu am simțit mesajul ăsta pentru tine. Ce mai simt aici este să-ți spun că tu ai nevoie să mergi mai departe pentru că o conexiune cu privire la o anumită persoană nu îți permite, îți creează aceste blocaje în viitorul tău, da? Ai nevoie să mergi mai departe de acea situație. Dacă vrei o viață nouă, dacă vrei ceva nou în viața ta, și am mai spus asta, schimbă metoda de calcul. Nu mai zăbovi acolo, nu mai sta acolo. Multe și multe mesaje o să mai primești, uite. Luna și asul de cupe. Te-am crezut sfânt, sfântă n-ai fost. <laughs> Dar mai și glumim. Frica de iubire, teama de iubire, teama de apropiere. Că într-adevăr ai fost foarte pățit, foarte pățită. Și cineva care susține că te iubește sau a susținut că te iubește, dar ți-a fost dușman. Una a susținut și alta a făcut în fine, nu mai contează neaparat ce a fost în trecut, îți spun doar că tu trebuie să treci mai departe de această conexiune, da, pentru că nu vreau să mă opresc la această situație pe care oricum am mai uh, spus o în niște șorturi. Uh, trebuie să te împaci cu niște evenimente care s-au tot întâmplat în în viața ta acum recent și să fii focusat pe victorie. Victorie, câștig echilibru, putere financiar, aspecte financiare care trebuie rezolvate, dar mai mult decât atât simt că și tu ai această putere de a-ți amplifica situația financiară pe care o ai în acest moment. Da? Șase de băte Și nu te afli, dragul meu sau draga mea, în concurență cu nimeni. Aici vezi e cumva un război nevăzut. Ori sunt Percepțiile tale ori sunt presiunile pe care tu le pui asupra ta. Ori ai senzația că te afli cumva într un război cu toată lumea și că cineva nu vrea ca tu să câștigi, nu vrea ca tu să să ai. Ei bine, exclude, exclude tot ceea ce din viața ta nu mai are rost ce nu mai vrei să fii acolo, ce ți-aduce aminte poate de o perioadă neplăcută din viața ta și mergi către acești șase de băte. Adică gândește victorios, gândește bine, gândește puternic și nu lăsa pe nimeni să, nici măcar să atenteze la ceea ce este al tău. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Asta a fost mesajul meu pentru voi, sper că v-a plăcut, aștept comentariile voastre dacă vreți să mi le lăsați și dacă v-ați regăsit în această citire, pentru că vreau să știu într-adevăr pentru cine a fost mesajul acesta. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și aveți grijă de voi, pentru că ne vedem curând. La revedere!